deplasată inițial două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un total de 14 subofițeri, dar și o ambulanță scurt cu 3 paramedici. Ajuns la fața locului, au sosit în sprijinul pompierilor militari și pompieri ai serviciului privat pentru situații de urgență cu 9 angajați. Intervenție foarte dificilă din punctul nostru de vedere, deoarece incendiul se manifesta la camera motoare, foarte greu accesibil, sub punte, case inundate cu foarte mult fum. Pompierii au intervenit, am asigurat cu cordițe, dar și echipați cu echipament de protecție, căști, măști și tuburi de oxigen. Pe timpul intervenției s-a produs o deflagrație în partea opusă intervenției pompierilor. Urmează să se stabilească cauza de la care s-a produs această deflagrație. De asemenea, urmează să se stabilească și cauzele de la care au izbucnit incendiul. În momentul de față este localizat în curs de lichidare și cel mai important este că nu s-au înregistrat victime, ci numai paguri materiale. În timpul operației a fost rănit măcar ușor un pompier? Nu, nimeni. Nu s-au nici atac de panică, nici o rană.